Procurorii DNA au cerut Camerei Deputaților încuviințarea reținerii și arestării deputatului PDL Dan Păsat, învinuit de șantaj, intimidare, amenințări și acte de violență. Pentru pedelistul Bogdan Cantaragiu, procurorii DNA încă nu au solicitat Camerei Deputaților încuviințarea de reținere, însă se pare că acesta este urmărit penal sub acuzația că s-ar fi folosit de influența sa pentru a-i facilita firmei deputatului PDL Păsat obținerea de contracte. Bogdan Cantaragiu este acuzat că ar fi determinat un primar din județul Giurgiu să favorizeze obținerea unor beneficii de către SECE Prodinvest SRL, firmă condusă de Dan Păsat. Dacă aceste acuzații, prevăzute drept infracțiuni de articolul 13 din legea 78 din 2000, sunt dovedite, deputatul PDL Bogdan Cantaragiu riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Bogdan Cantaragiu a câștigat alegerile parlamentare din 2008 în Dâmbovița, în Colegiul Găiești, și a devenit deputat în Parlamentul României. La scurt timp însă a devenit președinte PDL Giurgiu, unde secretar de partid era chiar deputatul PDL Dan Păsat. În octombrie 2010, deputatul Bogdan Cantaragiu a demisionat din funcția de președinte al PDL Giurgiu, însă nu a revenit în Dâmbovița, ci s-a oprit taman la București, în sectorul 1, unde a rămas până în prezent președintele filialei PDL. Deputatul PDL Bogdan Cantaragiu nu a fost de găsit la telefon în aceste zile, însă l-am putut contacta pe șeful său de cabinet, pe nume Călin Dinagiu. Acesta a refuzat să facă vreo afirmație în legătură cu acuzațiile aduse deputatului PDL Cantaragiu, însă ne-a sugerat să-i trimitem, culmea, o listă cu întrebări la care să ne răspundă pe e-mail, pentru că așa procedează în mod obișnuit. Alo, bună ziua! Domnul deputat Cantaragiu? Domnul Călin Ghinaciu, sunt șefului de cabinet. Bună ziua, de la Art Press Târgoviște, Andrei Vasiliu vă deranjează. Da, acum și el. Am revenit cu un telefon, speram să-l găsim pe domnul deputat. Spuneți-mi, vreau, ce să-i transmit. Păi, poate ne puteți spune dumneavoastră câte ceva în legătură cu acuzațiile care îi se aduc în dosarul penal în care este cercetat alături de deputatul. Doar dânsul vă poate spune pe această temă. Păi știu, dar nu-l găsim, îl tot sunăm și nu-l găsim. Dați-mi un număr de telefon. Eu o să-i transmit, îi spun exact care sunt întrebările și într-un fel sau altul vor ajunge la dumneavoastră răspunsurile. Eu vă sun pe numărul ăsta, să-mi dați un adresă de mail și vă trimit răspuns acolo. Am înțeles. Dumneavoastră nu ne puteți spune nimic, că sunteți șeful dumnealui de cabinet, nu? Eu pot să vă spun pe problematică de cabinet, pe problematica aceasta, doar dânsul vă poate răspunde. Da. Ok, eu o să-i spun că l-ați sunat pe problematica aceea. Dacă îmi dați, nu știu, un set de întrebări, vă răspundem la ele punctual. Ar fi chiar culmea. Ori ne-ați putea spune dumneavoastră direct, ori luăm legătura direct cu dumnealui. Dacă nu se poate și nu se poate... Știți că așa se procedează în mod uzual. Se transmit niște întrebări, se răspund punctual acele întrebări. Da.